Hai! Salut! Astăzi o să face codițele și ne-a trecut o săptămână, doar că nu mai pot. Efectiv, nu mai pot. Gata. De obicei mă spăl la două zile și pentru că altfel eu am părut foarte des și mă mănâncă foarte tare capul. Deci, astea sunt toate. Nu știu câte sunt. O să le număr pentru că, da, deci să începem pentru că nu mai am răbdare. Mi-e frică că nu s-a făcut nimica. Nu e cine știe ce deocamdată, adică nu e foarte creț. E... nu, ceva undulat. Mi-e frică că nu s-a făcut deloc creț, pentru că ori am făcut bine că l-am lăsat atâta pentru că s-a făcut mai creț, ori... nu trebuia să le las atât pentru că orică le lăsam o zi, orică le lăsam atât, era același lucru. Deci, da, nu știu exact, pentru că o să văd o poză, o să vă arăt, mă rog, o să încerc să vă arăt o poză cu mine creață, gen o zi, după o zi, și o poză cu mine creață după două zile, în care... în fiecare zi îmi venea câte o idee să o desfac. Nu-mi place. Mai mult îmi place prima decât a doua. A doua nu-i creață. Sigur n-o să-mi iasă nimic. O să fiu doar așa, un undulat, cum vă spun acum. Da. Și sora mea avea o codiță, mă rog, ea și l-a făcut ieri și l-a desfăcut azi. Și am zis că, băi, dacă și le-a desfăcut ea, le desfac și eu, nu mai stau. Mă rog, de dimineață am zis că nu, că nu o să mi le desfac. Că... uite-mă aici. Ce are mibla. Până acum am desfăcut 4. Cam elasticele aici. Asta e a 4-a. Și știu că mai pot face și așa, doar că mi-e frică că... nu se mai facă creț. Nu știu. Sper că o să stea mai mult, pentru că principala chestie care a fost faptul că să mi se facă mai creț decât altă dată și să stea mai mult. Până acum nu știu, vedem cu tot capul. I will never forget you. Da, până acum am stat pe TikTok vreo 20 de minute și... cringe. Șase. Să vedem câte am avut, pentru că sunt foarte curioasă, deoarece a durat o oră jumate să mi le facă. Plus că m-am mai udat o dată, adică m-am udat de două ori pe cap, pentru că eu stând, adică stăteam în ventilator, mi s-a uscat părul și am zis că, bă, decât să mi se facă creț, mai bine mă dau cu apă și mă duc o zile. O, mă, gă, ce creț e ăsta? Se simte la mână. Sper să fie ok. Mă rog, chestia asta nu o să se facă niciodată creață, pentru că am tăiat eu ca proastă, că am avut eu breton și nu mai crește. Adică așa stă de când am tăiat-o. Adică am tăiat un fier de păr. O să încep și de aici, că am făcut 7. Aici, în partea asta, mi-a dat cu apă, pentru că am zis că să mi se facă în tot capul, că deci nu doar într-o parte și să-mi țin cozile așa. Da, deci. Super! Aia a fost mama, care râde. Eu am verișor, acum am vizită și sunt afară cu bicicletele. Și cu bicicleta mea. Așa. Și o să ies și eu. Dar o să trebuie să mă duc și la magazin. Deci. Scuze. Ok, de aceea a început un film. Trecea normal. Care mie îmi place foarte, foarte mult și o să mă uit la el. O să mai și desfac cozi. Doar că o să mai și opresc.
Nu știu exact câte am desfăcut, dar stați așa că le număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 am desfăcut până acum. Și acum mai desfac una, pentru că... Yep! Au! Dor foarte, foarte tare atunci când le desfaci. E groaznic. Nu că e groaznic, e umilitor. I'll never forget you. Da, s-a terminat serialul. Eu m-am uitat pe la final pentru că am uitat ca să începem. Dacă știți că zâm, gen, fetița mea e cel mai tare. Eu m-am uitat o dată la el, doar că unele episoade le-am văzut doar pe internet, pe YouTube. Deci, nu, vreau să-l văd acum pe tot. Bă, mi-a mai rămas o codiță aici. Pe tot, pe televizor, pentru că se vede mult mai bine și e mult mai clar. O, mă gândi ce nasul ciudat am. Știați că dacă poți să te atingi nasul și buzele în același timp, înseamnă că ești perfectă? Nu sunt. Stați bine, știți? Nu sunt. No way. Nu mai minti. TikTok-ul ăsta, ce-a făcut din mine TikTok-ul? Mă ajut să cred că sunt perfectă. Deci nu mai am răbdare. Nu mai am. Gata, m-am plictisit. Foarte multe sunt. Sunt extrem de multe și nu mai am răbdare. Gata. M-am săturat. Le vedeți? Vedeți cât de mult durează? Cred că fac de vreo 10 minute la ele și nu mai pot. Gata, m-am plictisit. O, mâncă ce mai la spate. Cum ar fi o să am părul așa? I'll never forget you. Deci măcar nu știu ce înseamnă. Mai am cozi. Așa o să fac. Sper că vedeți. Dar ce acum mă uit în geam pentru că se vede telefonul și ce vedeți voi. Dar pentru că se vede atât de clar. Câte mai am? Una, două, trei, că mai am una aici, că văd elasticul. Dar că nu știu unde e. Trei. 4. 4. Mai am 4. Furnică. Așa. Furnică, furnicuță. Nu sunt furnicuță pentru că eu nu muncesc atât de mult ca ele. Deci am. Așa. Îmi pare foarte rău pentru că este dezordine în camera asta, dar că nu e camera mea, da, e camera părinților. Nu mai pot! M-am plictisit! Gata, ajunge! Unde îs? Mai am... Încă două, în afară de asta. I'll never forget you. Mă rog, merită, pentru că... Adică arăt superb! Superb, nu minunat, superb! Deci, mă rog, nu eu, părul meu, că e, ăsta e perfect la voi? Nu e. Vă zic eu că nu e. Hey, get off my, one and one way, ceva de genul, hey, dă-te din calea mea. Oh, wait! Cât mai am din coada asta pentru că nu o mai văd. Auzi, părul e foarte mare. Chiar sunt curioasă ce o să zică părinții mei și
verișorii mei și toată lumea. În următorul vlog o să vă spun exact reacția lor, pentru că... Da. Lucrez de 13 minute la porcăriile astea! Lucrez, mă rog, le desfac. Încercați și voi asta, doar că o să vă plictisiți maxim, dacă n-aveți muzică, cum nu am eu. Să vă faceți chestiile astea, mă rog, părinții, pentru că voi sigur nu o să aveți răbdare. Dacă sunteți oameni cu răbdare, contactați-mă, pentru că... Mai am una. Uite-l. Uite-l. Sau... A, nu e desfăcută total. Dacă am început-o și n-am mai terminat-o. Nu știu dacă mai am, o să o pun pe mama să se uite la mine, pentru că nu știu dacă mai am, deoarece eu la spate nu am ochi. Cum are mami? Așa. Asta este rezultatul. E genial cum au putut câteva cozi. Câteva, o să le număr, ce o să vă spun. Să facă chestia asta, arată genial. Genius. Niciodată n-am mai avut așa creț părul. Adică n-am mai avut creț. Doar că nu așa. Hai să numărăm. Pentru că da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de cozi. Da, mă rog, 23! Oh, bun. O să pun pe mama să uite să văd dacă mai am ceva pe la spate, rocodiță. Cam asta a fost vlogul, sper că v-a plăcut. Scuze că nu vă mai arăta poze, doar că o să vă arăt în următorul vlog, deoarece acum că sunt foarte excited și vreau să arăt la toată lumea cum arăt. Deci da, pupi, pa!